seara și bine v-am regăsit la știri, iată care sunt principalele subiecte ale zilei. Apaserv Valea Jiului a inaugurat ieri stația de epurare și tratare la Dănuțoni. Prin acest proiect urmează să se extindă și să se reabiliteze infrastructura de apă și apă uzată din Valea Jiului. Sezonul răcelilor a început. Dovada este numărul mare de hunedoreni care au ajuns la medic cu infecții acute respiratorii. În doar o săptămână, aproape 1500 de persoane au fost diagnosticate cu răceală, dintre care aproape 400 cu pneumonii. De asemenea, câteva zeci au ajuns pe patul de spital. Cât despre vaccinul antigripal, acesta probabil va ajunge în județ în luna noiembrie. Campania de vaccinare aeriană a vulpilor este în plină desfășurare. Aceasta a început de săptămâna trecută și se va derula până la începutul lunii noiembrie. Campania se desfășoară de mai bine de 4 ani, iar rezultatele sunt cât se poate de bune, având în vedere că incidența rabii a scăzut cu 80% în cazul animalelor sălbatice. Și în această toamnă, ca de foarte mulți ani încoace, pe data de 14 octombrie, de hramul cuvioasei Parascheva, în comuna hunedoreană Pui, s-a desfășurat un mare târg. La eveniment au participat nu doar crescători de animale, ci și producători agricoli și localnici. La niciun an de când a trecut la seniori, karateca hunedoreană Eric Șoș a obținut primele rezultate în competițiile internaționale. Sportivul, cu dublă legitimare la cluburile Elite Center Hunedoara și Universitatea Craiova, a câștigat 4 medalii la campionatele europene. Mai multe amănunte chiar acum la știri. Apaserv Valea Jiului a inaugurat ieri stația de epurare și tratare la Dănuțoni. Prin acest proiect urmează să se extindă și să se reabiliteze infrastructura de apă și apă uzată din Valea Jiului. Apaserv Valea Jiului a inaugurat încă un obiectiv important pentru îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare. Mulțumesc mult pentru că ați acceptat invitația de a veni astăzi la operatorul de apă SECE Apaserv Valea Jiului, la stația de Dănuțoni, pentru recepția finală. Vreau să mulțumesc în primul rând domnului ministru Attila Corodi, care a dat curs invitației noastre și astăzi este prezent aici la noi în Valea Jiului. Mulțumesc președintelui Consiliului Județean Mircea Ioan Molot pentru faptul că ne-a ajutat foarte mult și dacă stăteam mai înainte cu dumnealui și vedeam care a fost contribuția Consiliului Județean, vedem că undeva la 70% din cei 2% sunt la Consiliul Județean și dacă nu erau acești bani, sigur nu se făcea această investiție. Ce pot să spun? Primarilor din Valea Jiului și mulțumesc domnului Gheorghe Ile și primarului de la Aninoasa, cu care am lucrat împreună și am făcut ca acest proiect să se deruleze. La noua stație de epurare și tratare de la Dănuțoni au fost prezenți ministrul mediului și schimbărilor climatice, Attila Corodi, și europarlamentarul Iuliu Winkler. Au mai participat și reprezentanți din Consiliul Județean Hunedoara, dar și oameni politici ai locului. Realmente îmi face mare plăcere ca să fiu astăzi alături de dumneavoastră și un om care crede în protecția mediului și în ceea ce face acest minister, cu autoritățile locale, cu organizații neguvernamentale, cu companii private. Cred că nu contează în acest domeniu atât de mult datele statistice, atât de mult cifrele financiare, cât spiritul în care aceste investiții, aceste proiecte trebuie să se întâmple, să desfășoare. Pentru că astăzi ne aflăm pe amplasamentul unei infrastructuri critice pentru Valea Jiului, stația de epurare, dar în spate acestei stații de epurare, pe lângă milioane de euro, de lei, investiții, eforturi umane, se află viitorul copiilor care cresc în Valea Jiului și a viitoarelor generații. De multe ori sunt întrebat cu diverse ocazii cum se vede România de la Bruxelles. Sau aș putea fi întrebat poate acum cum se vede Petroșaniu sau Valea Jiului de la Bruxelles sau această investiție. Și vă asigur că se vede. Dacă în 2000, cred că la începutul anului aici se evoca faptul că aici a pornit o investiție finanțată din fonduri FARE, atunci ca subprefect eram aici, acum sunt foarte mândru și mulțumesc frumos pentru invitație că pot să fiu prezent într-o ocazie în care tot așa putem să preluăm și să predăm comunității o investiție care a fost finanțată din bani europeni. S-a făcut vorbire despre perioada 2014-2020 de către antevorbitorii mei și cred că este foarte important să știm că există finanțări pentru asemenea investiții, fie ele de mediu, fie ele de infrastructură și ele sunt foarte, foarte importante. Am avut și șansa de a prinde
perioada 2007-2013, când pentru România a fost benefică ca ofertă, din păcate, așa cum spunea domnul Winkler, am reușit să atragem destul de puțin, dar, repet, județul Hunedoara a atras absolut tot ce a putut să se atragă de la comunitatea europeană. Și pe această cale, domnule Winkler, îi mulțumesc comunității europene și să ne mai asigure banii, că noi știm să facem proiecte în așa fel încât să fie eligibile. Spuneam că este satisfacția dublă, fiindcă mai în glumă, mai în serios, fiind președintele județului de atâta timp, pot spune că astăzi încep al treilea metru cub de panglici. Fiecare panglică înseamnă o investiție în județul Hunedoara. Obiectivele principale ale stației Dănuțoni sunt îmbunătățirea infrastructurii în sectoarele de apă și canalizare din localitățile Văijiului, dar și creșterea calității serviciilor de apă și canalizare furnizate de APASERV. Pe lângă acestea, se are în vedere reducerea poluării mediului. Stația de tratare și epurare Dănuțoni a fost realizată cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene, în proporție de 85%. La restul de 15% a contribuit Guvernul României și administrația publică locală. Sezonul răcelilor a început. Dovadă este numărul mare de hunedoreni care au ajuns la medic cu infecții acute respiratorii. În doar o săptămână, aproape 1500 de persoane au fost diagnosticate cu răceală, dintre care aproape 400 cu pneumonii. De asemenea, câteva zeci au ajuns pe patul de spital. Cât despre vaccinul antigripal, acesta probabil va ajunge în județ în luna noiembrie. Variațiile de temperatură din ultimele săptămâni au făcut ca tot mai mulți hunedoreni să ajungă la medic, și asta pentru că au răcit. Astfel că în ultima săptămână au fost înregistrate aproape 1500 de cazuri. Sezonul răcelilor putem spune că a început. Avem raportări de la medicii de familie și unitățile sanitare cu paturi cu privire la cazurile de infecții acute respiratorii din județul Hunedoara. În săptămâna de raportare 6-10 octombrie 2014 avem raportate un număr de 1449 de cazuri de infecții respiratorii acute, din care 375 pneumonii, iar cazurile internate au fost într-un număr de 192 de cazuri. Comparativ cu anul trecut, numărul cazurilor de infecții acute respiratorii a crescut. Față de anul trecut, în care numărul raportat a fost de 1390, dar numărul de pneumonii raportate a fost mai multe, 570 de cazuri de pneumonii. Până în prezent nu a fost înregistrat niciun caz de gripă, dar mai mult nicio doză de vaccin antigripal nu a ajuns în județ. Deși anual se solicită aproximativ 40.000 de doze de vaccin, nici măcar jumătate nu sunt repartizate județului. Până la acest moment nu avem raportate nici măcar un caz suspect de gripă. Ceea ce vă pot spune despre vaccinurile antigripale este ceea ce a declarat domnul conferențial Rafila, care este consilierul Ministrului Sănătății, despre faptul că Ministerul Sănătății va cumpăra 500.000 de doze de vaccin antigripal sezonier. Se preconizează ca vaccinarea să înceapă în luna noiembrie, nu în luna decembrie, cum a fost anul trecut, iar vaccinarea se va face la fel după recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. Persoanele care au prioritate la administrarea vaccinului antigripal sunt personalul medical, persoanele peste 65 de ani, bolnavi cronic, dar și hunedorenii care sunt instituționalizați. Medicii recomandă un regim alimentar corespunzător, mai multă mișcare în aer liber, dar și o vestimentație adecvată acestui sezon. Toate acestea pentru a evita să ne îmbolnăvim atât de ușor. Campania de vaccinare aeriană a vulpilor este în plină desfășurare. Aceasta a început de săptămâna trecută și se va derula până la începutul lunii noiembrie. Această campanie se desfășoară de mai bine de 4 ani, iar rezultatele sunt cât se poate de bune, având în vedere că incidența rabiei a scăzut cu 80% în cazul animalelor sălbatice.
În această perioadă, Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara desfășoară campania de vaccinare antirabică a vulpilor prin distribuție aeriană. Prezent în emisiunea Tu ai cuvântul, directorul executiv al DSVSA Hunedoara a declarat că acțiunea se înscrie în programul strategic privind monitorizarea, controlul și eradicarea rabiei în România, fiind sprijinit de Uniunea Europeană. Această campanie este structurată pe 3 etape. Începând cu 6 octombrie, se desfășoară la nivel național un program de vaccinare în mediul silvatic, aerian. Programul va avea 3 etape. O etapă de informare a populației prin afișar stradal, în special în zonele cu păduri, în zonele rurale, la periferia orașelor, cu atenționări că se vor efectua vaccinări aeriene. În cazul în care se vor găsi momentele respective, ce să facă, să nu se atingă de ele, să anunțe medicul veterinar. Cea de-a doua etapă a acestei campanii, cea de distribuire aeriană a momelilor ce conțin vaccinul antirabic, se va desfășura la finele acestei luni. A doua etapă presupune distribuirea aeriană a momelilor. La noi în județ preconizăm că va începe în jurul datei de 26-28 octombrie și va ține până prin 6 noiembrie, iar a treia etapă este administrarea de momel vaccinale în manual cu reprezentanța Direcției Sanitar-Veterinare, cât și a asociațiilor de vânătoare și a Direcției Silvice, direct la vizuinile vulpilor, în special, a animalelor sălbatice. Este important pentru populație să știe că în cazul în care descoperă carne aruncată în diferite locații să nu o ia și sub nicio formă să nu o consume. Această campanie se desfășoară la nivel național de mai bine de 4 ani, iar rezultatele se văd deja. Incidența rabiei în mediul silvatic a scăzut foarte mult. Deci în județul Hunedoara au scăzut cu 80% incidența de animale infectate cu rabie la nivelul vulpilor și a restul animalelor sălbatice. Rabia, mediul silvatic fiind un rezervor pentru rabie, sigur că se transmitea și la animalele domestice. Deci, automat au scăzut și la animalele domestice infectările cu rabie, în special la câini. În această perioadă, specialiștii recomandă hunedorenilor să țină animalele domestice cât mai aproape de casă, pentru a nu consuma momelile ce conțin vaccinul. Și în această toamnă, ca de foarte mulți ani încoace, pe data de 14 octombrie, de hramul cuvioasei Parascheva în comuna hunedoreană Pui s-a desfășurat un mare târg. La eveniment au participat nu doar crescători de animale, ci și producători agricoli și localnici. Manifestarea de la Pui este cea mai mare de profil din această zonă a țării, iar la târgul de toamnă din Așezarea din Țara Hațegului au participat o sumedenie de crescători de animale, producători agricoli și alți comercianți. Eu cred că este cel mai mare târg din ultimii ani pe care eu l-am văzut aici, pentru că sunt născut, crescut aici, în comuna Pui. Până acum târgurile au fost închise până în data de 5 la noi în comună și beți oameni de-abia au așteptat să ducă și ei câte un animal să-și facă și ei un bănuț. Mulțumesc și domnului primar pentru susținerea pe care o dă an de an și pentru bună organizare în care încap în târg din ce în ce cât mai mulți producători. Și la târg, cum toată lumea știe, ca la piață, de altfel se poartă negocieri pentru prețul produselor, iar unii, în urma tocmelilor, s-au arătat mulțumiți de afacerile încheiate, iar alții nu și-au prea vândut marfa. Cam slabă treaba. Prețurile mari sau n-are lumea bani? Nu știu care e treaba. Deci muncim și nu știm pentru ce. Sănătate! Ce ați cumpărat? Ouaie! Mulțumit de preț? Mulțumit, cu 10 milioane. Cu toate acestea, cei obișnuiți să participe la târguri, în special crescătorii de animale, trag și un semnal de alarmă legat de apariția unor diverse boli în rândul animalelor, fapt ce a dus la blocarea exporturilor. Mai mult, chiar dacă prețurile au fost mici comparativ cu perioade nu prea îndepărtate, vânzările de animale la târgul de la Pui au fost afectate masiv de teama ca acestea să nu fie atinse de diferite boli. Iar unul dintre crescătorii de animale recunoscut, care nu a ascuns niciodată această pasiune a sa, este președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Ioan Moloț, care a tras câteva concluzii legate de târgul de la Pui.
Cred că sistemul veterinar ar trebui să fie foarte atent aici, tratament și mers până la amenzi pentru cei care nu își tratează animalele, fiindcă dacă le tratează, le vaccinează, nu avem nicio problemă cu orice boală ar fi. În concluzie, la pui este un târg mai slab, cum s-ar spune, decât în anii precedenți. Cu toate acestea, lumea s-a simțit bine. Cei prezenți, vânzători sau cumpărători, au putut să-și desfete papilele gustative cu mici și bere, dar și cu produse specifice zonei Țării Hațegului, precum virșli și vinarsul. În comuna Pui se organizează anual două mari târguri, cel din 14 octombrie și cel care se desfășoară de Armindeni pe 1 mai. Prima expoziție de rechini vie a ajuns în Deva, iar timp de o săptămână hunedorenii sunt invitați să admire animalele într-un acvariu gigant, care poate fi vizitat în parcarea hotelului Deva. Cei patru rechini au fost aduși din Franța și se află în grija unui biolog marin. Deva este al treilea oraș din România, după Timișoara și Lugoj, care găzduiește în această perioadă o expoziție de rechini vie ajunsă pentru prima dată în țară. Cei patru rechini au fost aduși în Deva în urma unei călătorii pornite din Franța, iar expoziția are și un scop informativ. Este o campanie și scopul nostru este ca să schimbăm opinia oamenilor, opinia negativă a oamenilor despre aceste animale marine. Că nu este adevărat că sunt atât de ucigătoare și wow, cum s-au făcut filme despre ei. Cel mai mare dintre rechini are aproape 2,5 metri și a fost salvat de un biolog în urma unui dezastru marin provocat în 2009 de explozia unui petrolier în Golful Mexic. Ceilalți trei rechini, dintre care o femelă, sunt mai mici, dar reușesc să capteze interesul privitorilor prin voioșia lor. Animalele oceanice sunt ținute într-un acvariu imens cu o capacitate de 15.000 de litri, umplut cu apă de mare. Toată lumea mă întreabă de unde e apa de mare, că de fapt aici nu avem așa ceva. Zic, exact, apă normală, în fiecare zi facem teste și avem sare de mare, în care se face 15.000 de litri de apă. Ne trebuie așa de mult pentru că avem 4 specii de rechini și trebuie să aibă condiții ca să o putem ține, că altfel mor. Rechinariumul din Deva poate fi vizitat în perioada 14-19 octombrie în curtea hotelului Deva. Programul de vizitare este de luni până vineri între orele 12 și 20 și în weekend între orele 10 și 20. Prețul de intrare la expoziție este de 8 lei pentru copii și 12 lei pentru adulți. Se pot face fotografii și filmulețe cu animalele oceanice. Se fură cam tot ce este de fier și se poate vinde. Hoții sunt cu ochii după mobilierul din metal existent pe domeniul public, capace de canal, indicatoare de circulație și multe altele. Se acționează în plină noapte, când întunericul poate ascunde întreaga operațiune. În urma furturilor, primăria nu poate decât să semnaleze poliția locală, care este singura în măsură să acționeze. Numai departe de azi noapte s-a furat un capac de la o gură de apă fluvială. În urma constatării furtului a fost sesizată APASERV, iar muncitorii urmează să monteze un alt capac în cursul zilei de astăzi. Această problemă persistă, din păcate. Cred că nu numai în municipiul Petroșan, cred că în majoritatea orașelor din Valea Jiului. Pot să vă spun că săptămânal avem probleme de acest gen, ni se fură capacele de canalizare, semnele de circulație, foarte mult mobilier, tot ce înseamnă din metal pe domeniul public. Ca urmare acestor furturi, noi sesizăm poliția locală, poliția municipală să ia măsuri în acest sens. Din păcate și noaptea de 12-13 luna aceasta, în speță ieri noapte, ni s-au furat un capac de la apa pluvială, de la intersecția străzii 1 decembrie cu strada Anghel Saligny. În urma constatării am sesizat regia de apă, APASERV, și muncitorii de acolo cu echipa care se ocupă de remediarea acestei situații a luat măsurile necesare și de cursul zilei de astăzi se va monta acea gură de canal. La mijlocul lunii octombrie, vegetația din zonele verzi ale municipiului Deva este departe de a se fi uscat. Din cauza ploilor și a vremii calde, atât gardurile vii, cât și porțiunile acoperite cu iarbă trebuie toaletate, deoarece au crescut foarte mult în această perioadă. Totodată, zonele giratorii vor fi decorate cu flori de sezon și 10.000 de trandafiri.
Lucrătorii Serviciului Public de Întreținere și Gospodărire Municipală din cadrul Primăriei Municipiului Deva se ocupă și de toaletarea copacilor în cartierele unde au fost solicitați de către locatari. În primul rând, executăm tăieri de corecție la arbori care prezintă pericol și sunt foarte crescuți, foarte înalți și trebuie să reducem din coroană și la acest bloc 20 numărul au igrasie din cauza copalcului foarte înalt și atunci reducem din coroană, avem utilaj de ridicare la înălțime și executăm această lucrare. În continuare vom acționa pe toate cartierele unde sunt solicitări făcute de către asociații de proprietari. Lucrările de corecție vor continua până toamna târziu, chiar spre începutul iernii, dacă vor mai fi solicitări. În fiecare zi, echipele sunt trimise în zonele unde urmează să se execute lucrările programate. Una dintre aceste extrem de dificile este decolmatarea canalului de pe strada Vulcan pe o porțiune de peste 2000 de metri, unde ploile torențiale au adus resturi vegetale și menajere. Totodată aici, pe marginea drumului, au crescut arbuști și vegetație care trebuie îndepărtată. Și centrul orașului și sensurile giratorii vor fi colorate cu panseluțe combinate cu gazon, plante care rezistă mai bine la temperaturile scăzute ale perioadei reci ce se apropie. Pregătim din punct de vedere peisagistic, îl pregătim terenul, frezăm tot ce trebuie și după aceea vom planta flori perene care se pretează panseluțe și cu gazon înființată din nou din altă formă de cum a fost până în prezent. În schimb, în sensurile giratorii de pe calea Zarandului, dar și mai multe cartiere ale orașului vor fi plantați trandafiri, care vor înflori undeva în luna mai a anului viitor. Până la începutul lunii noiembrie, când va începe campania de plantare, lucrătorii au de pregătit terenul. În această toamnă vom planta trandafiri aproximativ 10.000. Deci acești trandafiri vor fi la completarea sensului giratorii și alte locații, sensul de la Kaufland, la sensul de lângă Dedeban și chiar la sensul de la Oșanu o să mai intervenim cu niște plantări și acolo. Plus pe Eminescu, după ce o să avem în zona centrală, o să avem pe zona minerului. Trandafirii aleși pentru aceste zone sunt de mai multe soiuri, de la cei cățărători la cei cu inflorescență bogată într-o varietate multicoloră, care vor decora orașul din primăvară și până toamna târziu. Să urmărim acum grupajul de știri pe scurt. Sute de amenzi, 10 de permise reținute și 10 infracțiuni constatate. Este bilanțul polițiștilor de la rutieră doar pentru weekendul trecut. Oamenii legii au desfășurat o acțiune pentru reducerea riscului rutier și sancționarea șoferilor care nu respectă regulile rutiere, în special a celor care conduc cu viteză excesivă. În cadrul acțiunii, polițiștii au constatat 10 infracțiuni pentru care au întocmit dosare de cercetare penală. Dintre acestea, 7 au fost la regimul circulației pe drumurile publice și au fost reținute 30 de permise de conducere. 3 șoferi au fost depistați circulând cu viteză mai mare, chiar și cu peste 50 de km la oră decât limita legală. De asemenea, alți 6 șoferi au fost prinși conducând autoturisme, deși au consumat înainte băuturi alcoolice. Totodată au fost aplicate 537 de sancțiuni contravenționale pentru încălcarea prevederilor privind circulația pe drumurile publice, dintre care 322 pentru depășirea limitei legale de viteză, în valoare totală de peste 85.700 de lei. Depășirea limitelor legale de viteză și viteza neadaptată la condițiile de trafic reprezintă unele dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave produse pe drumurile publice. Credincioșii ortodoxi o sărbătoresc astăzi pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, considerată ocrotitoare a Iașului și a întregii Moldove, iar tradițiile și obiceiurile pentru această zi s-au păstrat de-a lungul timpului. De Sfânta Parascheva nu se lucrează nici la serviciu și nici acasă pentru a te feri de pericolul bolilor de ochi și durerilor de cap. La țară, bătrânii nu făceau nici focul de Sfânta Parascheva. De Sfânta Parascheva nu se spală și nici nu se coase, altfel te alegi cu negi la mână. Fetele țineau la această superstiție pentru a rămâne cinstite, iar bătrânii pentru belșug. Ea apare în vise și împărtășește leacuri populare celor bolnavi sau îi atinge cu toiagul pe cei care nu respectă avertismentele ei. De Sfânta Parascheva nu se mănâncă nuci, castraveți și poame în formă de cruce. Tot astăzi se poate prezice vremea. Dacă ziua de 14 octombrie este frumoasă sau mohorâtă, tot așa vor fi și celelalte sărbători de peste an. Iar dacă zilele de toamnă de până acum nu au fost ploioase, este semn că iarna se va lăsa curând.
Fostul director general al Complexului Energetic Hunedoara, Daniel Andronache, s-a întors de unde a plecat, adică în fruntea Minvest, acesta având ca obiectiv aducerea societății pe profit. Plecat de la Complexul Energetic Hunedoara în primăvara acestui an pentru că a fost numit subsecretar de stat în Departamentul pentru Energie, Andronache s-a reîntors la Minvest, societate de la care a venit la CEH în martie anul trecut. Asta după ce timp de vreo două luni Andronache a așteptat numirea sa pe o altă funcție în cadrul ministerului. Fostul general al Complexului Energetic Hunedoara a precizat că are ca obiectiv readucerea societății pe profit până la finele anului. Andronache susține că a găsit Minvestul pe pierdere. Anunțul a fost făcut de senatorul UNEPR Haralambie Vochițoiu într-o conferință de presă susținută la sediul organizației județene PSD Hunedoara. Alianța PSD-PC-UNEPR pun Ciolanul în locul Micilor și Berii, pomeni electorale tradiționale. Militanții pentru progresul României promit țiganilor că o să-i facă demnitari dacă îl votează pe Victor Ponta. Am semnat un protocol de colaborare cu Partidul Romilor, cu cea semnat de Cioabă și de domnul președinte executiv al UNEPR, domnul primar Onțanu. E vorba, chiar dacă poate unii vor zâmbi, dar e vorba de sute de mii de cetățeni de conaționali ai noștri care vor vota Victor Ponta la aceste alegeri și în baza acestui protocol, trebuie să știți, noi deja în Hunedoara deja am avut prima discuție și noi în urma semnării acestui protocol. Acolo unde comunitățile de rom au membri, un număr de membri consistent și sunt mai bine organizați, vor beneficia de locuri eligibile la alegerile din 2016 alături de UNEPR. Deocamdată, senatorul UNEPR Haralambie Vochițoiu nu poate estima câți cetățeni de etnie romă vor ajunge demnitari dacă își dau votul candidatului Victor Ponta. N-am făcut, aș minți să vă spun că am făcut deja un calcul, repet, sunt doar două zile de când s-a semnat protocolul, am avut deja prima discuție, ne vom întâlni zilele următoare, ne vom și organiza ca acest protocol să nu rămână doar o hârtie scrisă, ci să se transforme, repet, în voturi. Această momeală aruncată comunităților sărace cu o educație politică precară vine din partea unei formațiuni politice care se autointitulează de Uniune Națională pentru Progresul României. Rămâneți alături de noi, revenim după câteva minute de publicitate. Nu ignorați durerile abdominale și pelvine repetitive, chiar dacă nu sunt puternice. În unele cazuri pot ascunde boli grave ale pancreasului, ficatului sau organelor genitale, care nu se depistează la testele de rutină. Clinica de diagnostic Phoenix din Deva oferă examinări prin rezonanță magnetică pentru diagnosticarea afecțiunilor abdominale și pelvine, chiar și a tumorilor canceroase. Examinarea prin rezonanță magnetică abdominopelvină este o examinare în care evidențiem patologia de la nivelul organelor situate în cavitatea abdominală, dar și a structurilor care înconjoară aceste organe și inclusiv a pereților abdominopelvini. Este o examinare de mare sensibilitate pentru patologia acestor organe, fiind una din examinările de imagistică secțională în care achiziția imaginilor se poate face tridimensional în cele trei planuri ale spațiului și este deosebit de rafinată prin caracterele sale fizice pe care se bazează fenomenul acestor achiziții. Durerile abdominale pot reprezenta simptomele unor boli grave ce necesită atenție medicală de urgență. Cele mai frecvente dintre acestea sunt boli ale ficatului, care pot fi depistate cu ajutorul aparatului REME. Pacienții vin la examinările RMN, cel mai adesea cu patologie hepatică de felul tumorilor hepatice. În aceste situații, examinarea RMN ajută în diferențierea tumorilor benigne de cele maligne,
putem astfel pune un diagnostic de adenom hepatic sau de tumori maligne cu mare sensibilitate și specificitate prin examinarea RM a ficatului cu contrast intravenos. Important de știut este faptul că rezonanța magnetică nucleară nu iradiază. Acest lucru înseamnă că oricine se poate prezenta pentru astfel de investigații. Știm astfel că unei examinări prin rezonanță magnetică nucleară îi se pot adresa pacienți de toate vârstele, de la copii sugari, la oameni vârstnici, la gravide, cu excepția primului trimestru de sarcină, asta ca o precauție suplimentară a faptului că în această perioadă se formează organele, este perioada de organogeneză și nu pentru că s-au demonstrat efecte secundare. Și poate că e bine de știut că și lăuzele pot face această examinare cu condiția ca alăptarea bebelușului să fie întreruptă pentru un minim de 24 de ore. Și la toate acestea se adaugă și faptul că folosiți cele mai moderne metode, iar aparatura este de ultimă generație, chiar și cea de aici. Sigur că da, aparatul pe care îl avem în clinica noastră din Deva este un aparat de ultimă generație cu softuri performante și care ne oferă o explorare imagistică prin rezonanță magnetică de mare calitate. Clinica de diagnostic Phoenix funcționează în cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva de luni până sâmbătă între orele 8 și 20. Programări se pot face la numerele de telefon 0354 802 071, 0725 827 867 sau 0735 208 984, dar și pe e-mail la adresa deva@cdphoenix.ro. Avem acum informații din sport. La niciun an de când a trecut la senior, karateca hunedorean Eric Șoș a obținut primele rezultate în competițiile internaționale. Sportivul cu dublă legitimare la cluburile Elite Center Hunedoara și Universitatea Craiova a câștigat 4 medalii la campionatele europene. Karateca de 18 ani, Eric Șoș a câștigat 4 medalii, între care una din aur și 3 de bronz la individual și cu echipa României la cea de-a 6-a ediție a campionatului european de karate Shotokan, desfășurat de curând la Tirana, în Albania. Eric Șoș, care are dublă legitimare la cluburile Elite Center Hunedoara și Universitatea Craiova, este proaspăt campion continental cu echipa de kata a României și medaliat cu bronz cu echipa de kumite a României. La individual, Eric Șoș a mai trecut în palmares încă 2 medalii de bronz în probele de kumite Shobu Ippon și kumite WKF, categoria minus 84 de kilograme, cea mai valoroasă, după cum a mărturisit chiar sportivul. Cea mai dragă este în loc 3. În loc 3, da, la kumite WKF, deoarece cuprinde toate stilurile acel kumite și este, mai pe înțelesul tuturor, o bătaie cu semicontact, contact și semicontact. Oficialii clubului sportiv Elite Center Hunedoara, dar și colegii și totodată elevii lui Eric Șoș sunt mândri de performanțele obținute de instructorul lor sub tricolor și speră ca într-o zi și ei să-i calce pe urme. Ai văzut medaliile lui Eric? Da, le-am văzut. Sunt foarte faine și vreau să le am și eu. Foarte mândru, chiar dacă nu se înlocea cu nicio medalie, tot la fel de mândru, fiindcă el este reprezentantul cel mai de seamă al clubului nostru și face parte din lotul României. Lotul României, format din 30 de sportivi de la 13 cluburi, a câștigat în total 79 de medalii, 34 de bronz, 27 de argint și 18 medalii de aur. La campionatele europene de karate Shotokan, desfășurate la Tirana, au participat sportivi din 17 țări de pe continent. Campioana în titlu a României la futsal a obținut a 4-a victorie în campionatul Ligii 1. Autobergamo Deva a învins cu 4-0 pe United Galați. Într-un joc care a contat pentru etapa a 6-a a Ligii 1 la fotbal în sală, disputat ieri seară, Autobergamo Deva a învins în deplasare cu scorul de 4-0 la pauză, 2-0 pe United Galați. Golurile supercampionilor României au fost marcate în ordine de antrenorul jucător Robert Lupu de 2 ori, Robert Matei și Cristi Obadă.
Cu acest nou succes, Auto Bergamo-Deva se clasează pe locul 3 la egalitate de puncte și golaveraj cu ocupanta locului secund, United Galați, dar și cu mai puține goluri marcate și jocuri disputate. Lider este FK Odorheiu Secuiesc. În aceeași rundă s-au mai disputat și jocurile Dunărea Călăraș, Progresul Focșani 6-2, KSE Târgu Secuiesc, Clujana Cluj-Napoca 14-2 și FK Odorheiu Secuiesc, Muncitorul Reșița 12-3. Partida CTS Târgu Mureș-Spicom Sfântul Gheorghe se joacă în această seară, iar CSMS Iași a stat. În runda viitoare, vineri 17 octombrie de la ora 18, Auto Bergamo-Deva va juca pe teren propriu cu KSE Târgu Secuiesc. Din această noapte încep ploile în tot județul, iar maximele zilei de mâine mai scad, înregistrându-se doar 23 de grade Celsius. Dar mai multe informații aflăm chiar acum din rubrica Meteo. La noapte cerul va fi noros în tot județul și va ploua pe arii extinse. Minimum 8 grade se vor înregistra la Petroșani, unde șansele de ploaie sunt scăzute, iar în restul localităților din județ, minima nopții va fi de 11 grade Celsius. Mâine va fi vreme în general închisă, va ploua în toate localitățile, însă și soarele își va face apariția pe cer din când în când. Maximum 21 de grade se vor înregistra la Vața de Jos, Ilia, Gioagiu, Orăștie și Hațeg. 22 de grade vor indica termometrele la Brad, iar în restul localităților mercurul din termometre va urca până la 23 de grade Celsius. Miercuri noapte va ploua în tot județul, iar minimele nopții mai cresc față de noaptea precedentă. Astfel, termometrele vor indica 12 grade în Vața de Jos, Ilia și Petroșani, 13 grade vor fi la Brad, Gioagiu, Orăștie și Hațeg, iar cu un grad mai mult vor simți locuitorii din Simeria, Hunedoara și Călan. La Deva, la noapte, cerul va fi noros și va ploua, iar minima va fi de 11 grade Celsius. Mâine vom avea parte de vreme în general închisă, va ploua, iar maxima va ajunge la 23 de grade în jurul amiezii. Ploile nu se opresc nici miercuri noapte, însă minima va fi de 14 grade Celsius. Aici încheiem jurnalul de astăzi. Rămâneți alături de noi pentru că urmează rubrica Locuri de muncă vacante în județul Hunedoara. De la ora 19, emisiunea Punctul de vedere cu Mircea Mihuleț. Totodată așteptăm mesajele dumneavoastră pe pagina noastră de Facebook Hunedoara TV. Eu vă mulțumesc pentru atenție. O seară cât mai bună în continuare. La revedere!